Senatoarea liberală Steliana Mirona a făcut o interpelare adresându-se ministrului interimar al afacerilor interne Gabriel Oprea prin care cere lămuriri privind activitatea polițiștilor, știut fiind faptul că oamenii legii manifestă nemulțumiri privind munca pe care o desfășoară. Senatora Miron consideră că munca pe care o prestează în acest moment polițiștii suceveni este una ineficientă, care dă bine doar în statistici. După cum afirmă liderii sindicatelor agenților de poliție din județ, mulți dintre agenții de la posturile de poliție comunale fac mai multe patrule pe jos decât cu mașinile din dotare și aceasta din cauza lipsei de carburanți. Tocmai de aceea, parlamentarul sucevean este de părere că agenții de poliție sunt în imposibilitate de a-și desfășura activitatea în mod Profesionist. Steliana Miron consideră că lipsa unor mijloace esențiale face ca activitatea polițiștilor să fie redusă de multe ori la activitatea de birou, ceea ce nu poate avea urmări fericite asupra liniștii și ordinii sociale.